Mulți dintre voi m-ați certat că de ce chinui eu Matizul, că e o mașină bună, că alții nu au nici pe aia, că îmi bag joc de bani și așa mai departe. Matizaurus Rex. Nici nu-mi trebuie nicio sculă, doar să dai asta în sus. Mergem vreo 50 de kilometri, 100, după care venim și schimbăm iar uleiul. Ups! Adevărul este că am plătit o sumă foarte mică pentru acel Matiz și deși iese la noxe, trece ITP-ul, mă rog, discutabilă partea cu volanul strâmb, dar nu are jocuri, merge ok, pornește la sfert, consumă puțin, are vreo 102.000 de kilometri, cred că am făcut eu cu el undeva la 1.500 de kilometri, vreo 200 de kilometri de când i-am băgat resurs și o să-l chinui bine de tot în luna noiembrie după ce inaugurez micul meu garaj, adică un elevator, niște scule, un banc. O să lucrez acolo în weekend, nu mă mai rog eu de nimeni, de mecanici, să mă ajute, să mă asiste, că inițial asta îmi doream, dar pentru că e complicat să depinzi de alții, am ales să-mi fac eu un mic spațiu, garajul, așa cum l-am denumit în episoadele anterioare, și în momentul în care va fi gata o să desfacem piese, desfacem motorul, ne jucăm la Matiz, îl lăsăm fără ulei, investigăm, facem tot felul de experimente practice, tehnice. Așadar, pentru că îmi bat joc de această mașină, am generat niște vizualizări. Banii pe care am scos din vizualizări sunt mai mulți decât banii pe care i-am dat pe mașină. Și pentru că mulți sunteți deranjați de faptul că îmi bat joc de o mașină, vreau să vă spun că totuși mașina nu e cine știe ce. Toate chederele sunt rupte, plouă în ea, dacă plouă afară torențial, eu în mașină găsesc apă. Plonia nu are servo, nu are aer condiționat. E o mașină pe care o îndrăgesc, că e foarte ieftină și îți faci treaba cu ea. Uite cum e acum afară, e destul de răcoare, e ok. Bagă cald, se încălzește repede, consumă puțin, e extraordinară să-ți faci treaba din AMB. Dar e o mașină confortabilă, nu e cine știe ce și ăsta e și motivul pentru care o chinui. Ca să mă revanșez față de cei care zic că îmi bag joc de mașină și că mai bine o donez și că nu știu ce, pe asta nu o să o donez, pentru că nu merită a fi donată, merită a fi distrusă, eventual dată la Rabla, dar luna aceasta o să achiziționez un alt Matiz în stare extraordinară, mult mai scump, mă rog, ăsta a fost vreo 2900, pe la vreo 4000 și ceva de lei am văzut Matizuri în stare foarte bună din 2007-2008, cu aer condiționat, servodirecție, 2 airbag-uri, kilometri puțini, unic proprietar. O să iau o astfel de mașină, îi schimbăm discurile, plăcuțele, uleiul, polișăm farurile, antigelul, lichidul de frână, eventual și distribuția, că nu e foarte scumpă. Le facem împreună la garaj, după care o să organizez un giveaway pe YouTube. Modul în care vom organiza giveaway-ul va fi așa cum am făcut-o și alte dăți cu uleiuri și diverse promoții. Trebuie doar să comentați și să dați un like. Îmi doresc nespus de mult ca clipul ăsta măcar, dacă nu ălalt, care va fi cu mașina, să genereze un minim de 10.000 de like-uri ca să gâdilăm puțin algoritmul YouTube, ca să boostuim un pic canalul. Mă ajută enorm de mult. Dacă credeți că puteți să dați un like, vă rog să o faceți. Iar alegerea câștigătorului va fi pe baza comentariilor. Și vă rog un comentariu de persoană, nu 20. Aplicația TubeBuddy va selecționa aleatoriu un câștigător din comentarii. Câștigător pe care eu o să-l stresez de data asta, pentru că data trecută când am făcut giveaway-uri, am făcut cu Cătălin de la Ritter Broker TV, am făcut un giveaway cu niște asistențe și din 50 câte aveam, au câștigat vreo 20 și ceva și... Adică din 50 ne-au răspuns vreo 20, restul nu ne-au răspuns niciodată. Deși ei au participat, nu ne-au răspuns niciodată. În cazul Matizului o să vă bat la cap până persoana respectivă îmi răspunde. Și vă rog mult de tot, prefer comentariile cu nume, prenume întreg. Nu trebuie poze, nu trebuie, dar nu comentarii din alea ASFH452, anonimul 22, eu știu, Sugio Ramona și de-astea. Deci vreau un nume normal, Andrei Mirel Popa, Andrei Popescu. Vreau un nume normal, pentru că în momentul în care selecționăm câștigătorul, o să vă rog să-mi trimiteți pe numărul de la magazinul 99 Vehicles, să spuneți, uite, eu sunt câștigătorul, și să-mi dați un buletin, să văd că ăla e câștigătorul. După care ne întâlnim, facem donația respectivă, nu vă costă absolut nimic, mașina va fi pusă la punct. Îmi doresc sincer ca această mașină să fie câștigată de cineva care chiar are nevoie de ea sau de un începător. Dacă, nu știu, acum toată lumea poate să participe, n-are importanță, unde se duce mașina, eu o să-mi respect cuvântul, dar m-aș bucura mai tare să se ducă mașina asta la cineva care chiar ar avea nevoie de ea. Așadar, alții fac giveaway-uri cu telefoane, iPhone, tablete, eu prefer să fac cadou o mașină întreținută pe care să o folosești măcar un an, doi, fără să bagi bani în ea, simplă, și eu cred că este un bun mai de valoare decât un telefon. Sunt telefoane, așa cum am spus și eu mai de mult, am dat 8.000 de lei pe Hyundai Sonata, 8.300 ca să fiu mai exact, și am mai băgat ceva bani în ea, dar cu 8.000 de lei mi-am luat o mașină mare, destul de mare, din clasa medie, și cu 8.000 de lei îți cumperi 3 Matizuri în stare proastă sau 2 în stare foarte bună. Ca să nu zic că ții Logan cu 8.000 de lei sau alte mașini. Alții dau banii ăștia pe un telefon. Mie mi se pare cam ciudat să dau 8.000 de lei pe un telefon pe care să-l fac cadou, îl sparge din greșeală și s-au dus 8.000 de lei. Mie nu-mi plac genul ăsta de giveaway-uri, mai ales că ceea ce fac aici nu are nicio treabă cu telefoanele, are treabă cu mașinile, pentru că Matizu a fost chinuit, ca să îmi spăl păcatele în ghilimele, o să fac cadou un Matiz mult mai bun. Aștept mai jos părerea voastră, aștept în continuare un like, o să merg cât de curând să-l achiziționez. La momentul postării acestui clip în noiembrie, nu am încă mașina, o să o caut, o să o cumpăr în decembrie, înainte de Crăciun, vreau să o fac cadou. Adică să fie chiar un cadou de Crăciun pentru cineva. Aștept mai jos părerile voastre, vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.